și nu mai sunt toți. E niște cadre frumoase. Tu ai? Cine tu ai așa? Imediat. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, măsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de oameni, căzând acum către a Ta slavă cu frică și cu cutremur, aducem Ție mulțumire pentru binefaceri pe care le-ai revărsat până acum asupra robului Tău, Gheorghe. Dumnezeule Preasfinte, îți mulțumim pentru viața ce ai dat, ca un dar al bunătății Tale și că i-ai purtat de grijă până acum. Priveghează, Doamne, asupra lui, îndreptează pașii lui și de acum înainte, ca să meargă în calea binelui și îl apără de toate ispitele și de toate relele. Plin de vie recunoștință, Ție îți mulțumim și Ție ne rugăm cu umilință, ca în această zi de sărbătoare pentru rugul Tău, Gheorghe, bunătatea Ta să nu-l părăsească în toate zilele vieții, să-l povățuiești întotdeauna în calea binelui și fericirii, pentru rugăciunile și mijlocirile Sfântului Marii Mijloc Gheorghe și ale Preacuvioasei Maicii Tale. Amin. Și pentru că este un moment aniversar, să cântăm și aniversarul. Ai cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire.
întâmplă aici? Hai de bine! Am zis, zic, noi se aduce acasă, toată lumea o să-i ducă pe ăla. Domnul Jurba, orice ce primiți aici! Da. 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 În primul rând îi urez la mulți ani, la mulți și la bune ani. Cineva dintre colegii de Cenaclu, un scriitor, nu mai știu exact cine, spunea că dacă domnul Jurman ar fi existat, ar fi trebuit inventat. Cred că sintetizează așa la maxim ceea ce se poate spune despre mai larg și cu mult mai multe detalii despre personalitatea acestui om cu totul extraordinar, critic literar, conducător de Cenaclu, jurnalist, ziarist, ani îndelungați, prozator și chiar poet la rândul său. Deci un om de o complexitate cu totul remarcabilă, un om care s-a dedicat Reșiței. Cred că terminând facultatea la Timișoara ar fi avut toate șansele să se implementeze în acest spațiu cultural, dar eu știu, afecțiunea lui pentru acest oraș cândva industrial și unul dintre spațiile de renume ale României din acest punct de vedere, l-a făcut să rămână în continuare aici, să se dedice cu totul muncii sale și scrisului pe care și l-a propus, pe care l-a dus cu atâta stăruință ani de zile, astfel încât să devină o emblemă, cred că nu e exagerat ceea ce spun, o emblemă acestui oraș. Dacă există un om care se merite mai cu prisosință denumirea de personalitatea orașului sau cetățean de onoare al orașului, cred că el este. Aproape că nu este an în care să nu publice o carte proprie, dincolo de tot ceea ce editează în rest prin editura sa. Este o personalitate care ar putea să fie remarcată la nivel național, dar care nu are această ambiție să se manifeste, dincolo de granițele județului. Sunt convins că este cunoscut mai departe de granițele județului, poate chiar la nivel național, dar munca sa, spațiul pe care ogorul pe care îl seamănă este aici, în Reșița și în județ. Dacă am avea mulți astfel oameni de genul acesta, cred că județul ar avea mai multă vizibilitate, ar fi mai mult prins așa în focarele mediei. Și ce să spun în încheiere, ca să nu ocup prea mult spațiul, să dea Dumnezeu ca acest om să aibă ani îndelungați într-adevăr, pentru că sunt convins că proiectele sale merg până după 100 de ani. O carte pe zi. E recuperarea unui proiect vechi de acum vreo 15 ani, 16 ani. E vorba despre o sumă de recenzii care au apărut în ziarul Timpul, actual jurnal de Calea Severin, și pe care le-am recuperat cumva în absența unui alt proiect mai important, mai impunător decât acesta, și totuși și această carte, până la urmă, adunând recenzii la peste 400 de cărți, este un jurnal de lectură, este o experiență de lectură, este o experiență pe care o poate face oricine și pe care până la urmă eu eram oricum obligat să o fac și am și făcut-o în alte împrejurări, chiar scriind cărți de sinteză sau, mă rog, alte tipuri de cărți, care inevitabil întotdeauna valorifică lectura unor cărți, meditația asupra unor cărți. Și
ce pot să spun că la acest moment poate că acel titlu pus sub semnătura lui Jean-Claude Carrière și Umberto Eco, nu sperați că veți scăpa de cărți, e, cred, o formulă absolut optimistă și care ne dă speranțe, speranțe că nu vom scăpa de cărți. Unul dintre cele mai importante personalități culturale ale județului Caraș-Severin împlinește astăzi 75 de ani. O bucurie pentru noi cei care suntem alături, o bucurie pentru toți cei care îl stimează și îl apreciază pentru ceea ce a făcut și a realizat de-a lungul anilor. Iată că la Biblioteca Germană astăzi îl sărbătorim pe cel care este cetățean de onoare al județului Caraș-Severin, cetățean de onoare al municipiului Reșița. În poză e voie să apărești. În poză e voie. Să ia.